Neața, o nouă zi frumoasă, e weekend, e sâmbătă, nu merg la muncă, ce bine. Mă întreb oare dacă s-a trezit Adina. S-a trezit. Neața, ce faci Adina? Uite, făceam de mâncare aici, ia zi-mi ce vrea să mănânci. Cred că niște pui ar merge bine. Ok, mă pot să mănânc, să-ți fac de mâncare atunci. Ia zi-mi, a fost ok la lucru? Da, a fost ok, dar cum s-a mai mers la lucru? A fost ok la spital, a fost ok. Acum 2 ore am venit la spital, că am avut programare și eu. De ce? Păi cum ce mă simțit puțin rău, dar nu ce mi-am revenit. Ok. Bun, hai că mă așez și eu să mănânc cu tine. Bun, ia uite mâncarea chiar aici și acum mă așez și eu să mănânc cu tine. Hei, mi-a luat mâncarea. Greșeală. Bun, acum vin și eu să mănânc cu tine, să un pic să pun o farfurie aici că mai rămas și vin să mâncăm amândoi. Poftă bună! Poftă bună! Bun. Bun, hai să vedem. Cioc, cioc. Oare cine o fi? Răspunde-o, dragule. Da, intră. Luca, ce surpriză! Nu te-am mai văzut de un an. Ce mai faci, fiul meu? Avem o problemă. Care e aceea? O mai știi pe Lili? Da, Lili Ticăloasa. Ce mai face Lili Ticăloasa? Lili Ticăloasa. Hai, mamă, nu-i mai zice așa, că nu mai Ticăloasa. Ne-a ajutat atunci. Dar avem o problemă foarte mare. Ei bine, ieri m-am întâlnit cu gardianul de spațiu. Wow, ce mai face? Chiar vreau să mă aud ceva de el. Dar cu vești extrem de rele. Lili s-a îndrăgostit de un băiat care, acel băiat, are super puteri care puterile alea nu fac bine și gen vrea să ne omoare pe toți unul câte unul. Iar o să se folosească de ea. Poftim? Și ce vrei să fac eu? De ce ai venit la noi? Luca, ce mai faci? Bună, Raul. La amândoi am nevoie să veniți astăzi la ora 9 dimineața, că acum este 7, să veniți la 9 dimineața la numărul 22. De ce fix 22? La 22 sau nu? De fapt nu, la 17. La 17 lângă biserică? Da, de acolo vom merge undeva. Unde? De fapt, nu. Doar veniți la numărul 20, ok? Dar nu există numărul 20. Numărul 15, na. Bine, numărul 15. Ce facem acolo? Trebuie să ne reunim ca echipă. Fiindcă acum toți aveți, și tu și Raul aveți puteri de aceea. V-am dat din lanțul, tu ai lanț special, iar el are lanțul verde, pentru că e Raul. Am nevoie de voi doi, ok? Deci să veniți, ok? O să fie și ceilalți eroi. Am încredere în voi. Dragă, tu ai înțeles ceva? Sincer să zic, nu prea am înțeles nimic. Ok, haide să ne pregătim atunci, că până acolo ajunge mult. Hai să ne pregătim. Bine, mă duc să iau lanțul. Da, și eu la fel, că lanțul îl am undeva pe o noptieră, că nu l-am folosit. Wow, dragă, nu vine să cred. Cum Luca a avut bani să cumpere așa ceva? Nu știu, dar e uimitor. Doamne, eu rămas pe aici. Să un pic, e uimitor. Nu vine să cred. Mamă, asta o să fie sediul nostru? La doar aici locuiesc, aici mă mut. Gata, aici mă mut. Gata, aici o să fac party-uri. O să fiu cea mai populară
afară din oraș? Dragă? Da, ce este? Luca ne-a chemat aici, nu este al nostru, trebuie doar să vedem de ce ne-a chemat. Am uitat, bine, să mergem atunci. Păi hai. Bine, hai că vin și eu, vin după tine chiar acum. Am lovit de peretele ăsta, doamne, ce frumos e. Mai puteam să-mi găsesc o iubită mai nebună? Ha? Poftim, ai zis ceva, Raul, că nu te-am auzit. Am vorbit în șoaptă. Nu, am zis că ești o iubită foarte bună. Ok. Mamă, ce tare, ce cool, ce mișto. Bine ați venit. Urmează să vină și Alexandra, Alexuțu, Alia și Albedo. Wow! Luca, de unde e bani de asta? E, secret. Puteți să explorați 5 minute și după aia o să vedeți, ok? Bine! Oh my god! Adina, tu ești? Wow, ce mai faci, Alexandra? Nu te-am mai văzut de ceva timp, de 2 luni, cam așa. Ce mai faci tu, fată? Cum mai merge cu Luca? Ei, merge bine. Îți dai seama, e nervant ca întotdeauna, dar merge bine. Și azi, cum îți merge cu Raul? Ei, merge foarte bine, adică să te potrivici unul pentru altul. Wow, chiar nu mă așteptam să fii potrivit cu Raul. Gen, Raul e obsesiv de culoarea verde. Mă mir cum de tu nu ești verde. E, să zicem așa că am impus și eu niște reguli și a respectat cu greu. Ai tu, nu știam ce tare ești. Da, mersi. Bârfe de fete, la ce puteam să mă aștept de la 2 fete, pe bune acum. Bun, haideți adunarea sus. Haideți o dată. Haide că venim, haide Adina. Haide. Ok, am venit sus. Ce este, Luca? De ce ne chema din treaba noastră? Iși, ce frumos e băiatul ăla, l-ai auzit? Da, fata, nu știu, cred că ar vrea să fiu cu el, dar acum sunt cu Raul. Aici suntem într-un sediu de eroi, nu într-un sediu de bărfit băieți ca fetele. Mă scuzați pe mine, domnule, de când v-am făcut cineva pe voi șef? De când am eu cea mai puternică putere, eu sunt șeful, da? Mhm. Da, Alexandra, nu uita că ți-am aruncat ultimele 8 chitare și mai o chitară. Nu vrei să-ți arunci și pe aia, nu? Nu, te rog, nu, te rog, nu! Îți se face rău dacă o arunci. Atunci taci. Bun, deci, ne-am adunat astăzi ca să discutăm despre Lily și Marucio. Lily, de ce nu e aici? Alexandra, mă las să vorbesc? Da, da, de ce nu e aici? Nu vei afla dacă mă las să vorbesc. Dar las să vorbești, dar zi, răspunde-mi. Tocmai asta urmează să zic. Bine. Aolo, te crezi atât de important? Eu nu mai pot cu femeia asta. Da. Alex, tu mă înțelegi cel mai bine de aici și Albedo. Știi, deci și Raul. Bun, deci. Marucio și Lily sunt împreună. Marucio, am căutat pe net și este unul dintre cei mai căutați infractori din lume. El provine din Germania și aparent a învățat română și a venit la noi. Așa că misiunea noastră este să îi deschidem ochii lui Lily să vadă că nu este ceea ce trebuie Marucio. Ați înțeles? Da, am înțeles, un plan foarte bun, dar avem o problemă. Nu știm ce face cu Lily. Poate cumva o manipulează să facă lucruri rele. Trebuie să ne informăm și să-i spionăm. Bună idee! Momentan o să-i spionăm în secret. Fiți siguri să nu vă vadă. Dar asta nu este tot. Trebuie să dăm o fugă prin dimensiunea celor elementelor, cum ar fi elementul de spațiu. De ce fix elementul de spațiu? Elementul de spațiu era cât pe aceștia moară. Numai că eu mi-am folosit o putere ca White Boy și am reușit să îl salvez, numai că nu știu dacă am reușit. Trebuie să mergem acolo. Și cum ajungem acolo? Lăsați-i pe baza mea. Cât am plecat de acolo, am realizat că dacă iau un obiect din acea casă, mă pot teleporta oricând cu acel obiect, doar dacă zic cuvântul lume paralelă. Păi și unde e obiectul? Uite-l chiar aici. Ce-i ăla?
Ăla e un telefon de pe epoca de piatră? Nu, pare ca un telefon, dar este un mecanism pe care l-am modificat și atâta timp cât are și componente din lumea noastră reală, poate să mă ducă în lumea reală sau în dimensiunea paralelă a elementelor. Butonul galben sau portocaliu, cum vreți să ziceți, este pentru realitate, iar butonul albastru este pentru paralelă. Sunteți gata să mergem? O să se deschidă un portal. Bun. Portal spre lumea paralelă. Atac în forță. Incredibil, a fost tot 15 minute de secunde. Hashtag magie. Hashtag cea mai populară. Hashtag sunt eroină. Unul telefonul meu, Luca, ce ai făcut? Cineva trebuia să o facă. Mulțumesc că mai târziu, să mergem. Wow, incredibil! Dar stai, de ce nu ești transformată? Păi nu am lanțul la gât. Păi pune-l! Bine, hai să-l pun. Bine, uite, l-am pus. Fericit? Da, acum haide. Wow, ce frumos! E aici! Aici vreau să stau. Se pare că elementul de soare s-a recreat, deoarece e soare afară, dar nu știu unde e. Wow, ce fain! Trebuie să fac o poză! Nu se poate așa ceva, de unde am mai făcut roz în telefon? Hashtag YouTuberiță! Hashtag cea mai tare din lume! Hashtag element! Hashtag! Unde e telefonul? Nu mai e telefonul! Nu, unde l-ai făcut să dispară, monstrule? L-am dus doar pe lumea paralelă, doar acolo să ai acces la el. Dar... Niciun dar. Bun, acum să continuăm. Deci aici a fost ultima dată gardianul de spațiu. Eu zic să... Uite că sunt niște pete. Eu zic să luăm o pată și să o ducem la un laborator. Poate îl putem recrea pe gardianul de spațiu dintr-o pată. Alexu, tu ai nebunit? Cum putem face asta? Foarte ușor, frățioare. Ei bine, există un laborator care are o mașinărie care poate recrea orice de la o picătură. Și ce vrei eu să fac, geniule, cu asta? Zici și mie. Foarte ușor, văd că nu te-ai prins. Ducem și poate putem recrea măcar o parte din gardianul de spațiu, cât să ne zică niște informații despre Marucio. Pentru că nu poate ține la infinit, din păcate. Adică, el fiind că ar trebui un om, se poate reînvia dintr-un lucru. Adică cu o picătură din puterile lui e mai nimic, adică maxim 5 minute dacă stă. Deci trebuie să ne grăbim până când picătura nu o să dispară. Bine, deci înseamnă că picătura e recentă. Da, ok, am luat picătura, monstră de... să-mi pic, o să o pun într-un din ăsta care e sânge. Da, am uitat și cum se numește. Bun, așa. Acum deschide repede portalul. Haide. Și fă în așa fel încât să rămânem transformați, să mai am picătura.